concurs de titularizare fără catedre disponibile. Anul acesta, peste 400 de candidați au în plan să devină profesori titulari, deși nu există posturi disponibile pentru cele mai multe cereri depuse. Bătălia cea mare se dă pe un post de învățător, aproximativ 100 de candidați fiind înscriși pe acest segment. Din păcate, locuri nu există, așa că cei înscriși, chiar dacă obțin nota maximă, nu vor fi titulari. Avem un număr de 471 înscriși. Din păcate, catedrele pe care acești candidați s-ar putea titulariza sunt într-un număr extrem de scăzut și am să vă dau citire. Avem o catedră de agricultură, horticultură, avem o catedră de arhitectură, una de educație, de fapt trei de educație fizică și sport, două de muzică populară, una de muzică vocal-instrumentală și una de pregătire, instruire practică, estetică și igiena corpului omenesc, respectiv la maestri. Nota obținută la un examen de titularizare rămâne valabilă și poate fi aplicată pentru obținerea unui post de titular pe o perioadă limitată de 6 ani. Dacă în acest timp candidatul nu a reușit să se titularizeze, va relua examenul de titularizare.